Neața, mi-a și bine m-am găsit la un nou joculeț. Astăzi jucăm Banished. Jucăm acest joc pentru că cineva m-a întrebat de ce nu pun și videoclipuri cu acest joculeț. Pentru că știa că joc acest joc. Ne cam repetăm cu joc, dar asta e. Așa că hai să creăm o lume nouă. Lume nouă. Să vedem, absida. Așa. Large. Păi cam atâta. Ok. Înainte să. Adică cât timp se generează aici lumea, nu uitați să apăsați și butonul de like, dacă sunteți noi și butonul de subscribe sau share. Să ne strângem cât mai mulți. Ca să explic de ce nu Minecraft. De ce nu Minecraft? Pentru că am găsit niște diamante și în mai multe încercări, am încercat să mai multe încercări. Am încercat de mai multe ori să filmez și n-a prea mers. Pa chiar am căzut și în lavă cu un pickaxe de diamond și vreo, nu știu, vreo 13 bucăți de obsidian. Da. Bun, hai să lăsăm Minecraft-ul și să ne întoarcem la joculeț. Păi, ce e Banished pentru cei care nu știu? Banished e un joc care simulează realitatea unui sătuc. Tu ești un fel de primar, să spunem. Da, ești un fel de primar care are grijă de sătucul lui, creează căsuțe și diverse locuri. Prosperă atât în unelte, căsuțe și civilizație. Crește populația și supraviețuiește. Hai să explicăm această bară mică de control. Avem așa. Simularea vitezei. Avem X1, 2, 5, 10. La 10 se mișcă foarte repede, dar acum pentru început o să ne mișcăm încet pentru că trebuie să avem grijă ce facem. Setări, o grămadă de butoane, de alte butoane. Acesta e un fel de, de fapt e un tabel, da? Un tabel cu tot ce se întâmplă aici, adică o privire generală asupra tuturor lucrurilor ce se întâmplă în sat. Aici avem logs, tot ce se întâmplă, aici vor apărea când avem rezerve de diverse materiale scăzut sau s-a mai născut un copil sau nu știu, ceva de genul. Avem o hartă pe care mai niciodată nu o folosim pentru că nu prea ne ajută cu mare lucru decât că vedem așa pe ansamblu, aici avem un Ditamai lac. Aici jos și aici un râu. O mulțime de zone împădurite, ceea ce e foarte bine. Aici este un alt tabel. Tabelul ăsta ne spune ce cine lucrează. Da? Spre exemplu, aici avem oameni ce pot lucra. Momentan aici nu lucrează nimeni la nimic. Deci sunt 0 pe 0. Aici arată limitele producției elementelor de producție, gen bătrugi, unelte, mâncare, medicamente, haine, alcool, what the fuck, cărbune, din ăsta firewood, adică lemne de foc, fier și piatră. Nu prea ne interesează asta pe noi. Increase priority sunt lucrurile care sunt de prioritate. Asta nici nu știu ce face. Asta cred că face o poză. Asta cred că e un fel de helper. Aici, căsuțe. Căsuțe de lemn, de piatră și... Asta era nu știu ce e. Ah, da. Case pentru nomazi.
drumuri de pământ. Pe aceste drumuri ei se vor deplasa cu o viteză mai mare decât o fac pe pământ direct, dar nu foarte mare. Drumuri de piatră, pe acestea se vor mișca mult mai repede. Poduri, da, de pe o parte pe alta. Tuneluri, da, să treacă prin munți. Storage barn, chestia asta. Stockpile. Acum, serios, și asta este un stockpile. Market, o piață. Training post e un loc în care noi vom face trade-uri cu diferiți comercianți, să le spunem. Dar vom avea de el nevoie de el pe viitor. O fântână, acestea ne ajută în timpul incendiilor. O școală, acesta instruiește copiii, bine, copiii, copiii, instruiește copiii să, deci educă copiii pentru a deveni mai productivi și a putea face mai multe lucruri. Spital, nu trebuie să spun ce face. Town Hall, bă, e un fel de primărie, de fapt e primărie. Capel, o biserică imensă, cimitir. Asta e pentru, normal, a mormânta persoanele care mor de-a lungul timpului, pentru ca aici să nu scadă fericirea sătenilor, pentru că odată ce scade fericirea sau sănătatea, bine, dacă scade fericirea, ei nu vor mai fi foarte productivi, iar dacă scade sănătatea, vor muri pe rând. Aici avem food production, orice face mâncare. Avem câmp, dar acesta îl putem selecta noi cât de mare vrem să fie. Livadă. E genul ăla, cum îi zice, nu păstor. Ba da, e păstor, omul. Nu mai știu locul în care sunt adunate animalele. Oricum, fishing dock e o pescărie. Da, se pune așa pentru a avea conexiune la apă. Hunting cabin, acesta de obicei l-am pus în păduri pentru că vânează din pădure. Gatherer's hut, acesta adună tot felul de plante spontane din pădure. Mai avem ceva? Nu mai avem nimic. Bun. Aici avem woodcutter, tăietorul de lemne, forest lodge, pădurarul ce taie și plantează copaci. Herbalistul e producător de medicamente, deci un fel de farmacist. Blacksmith e fierarul, ce ne produce unelte. Tailor, croitor, ne produce haine pentru populație. Tavernă, produce aceste băuturi, să le spunem, pentru populație, pentru a le crește fericirea. Mină pur și simplu din acest fel de mină extragem atât fier cât și cărbune, bine, nu simultan, ceea ce era prea tare dacă se întâmpla, dar e ok. Acesta este o carieră, după cum îi spune și numele, carieră de piatră, se extrage piatră. Iar aici avem comenzi directe asupra populației, da? Acesta, da, remove structures, elimină structurile. Acesta anulează că tot l-am folosit. Acesta elimină resursele. Acesta taie copacii. Acesta e o comandă directă pentru a culege pietre, da, genul ăsta de pietre. Iar acesta de a culege fierul, o comandă directă pentru a culege fierul. Iar ultimul lucru, elimină drumurile. Deci chestia asta elimină drumurile. Iar aici, opțiuni, da, nu avem nevoie de ele acum. Bun. Pentru început, deși am vorbit 9 minute degeaba, avem nevoie de ceva drumuri. Ceva de genul. Și drumurile astea ar trebui să vină și încoace. Ar trebui câteva căsuțe așa de început pentru toată lumea. Cu R și T, deci R și T întorc căsuțele în astfel încât acele, da, aceste săgețele să fie pe drum, acele săgețele trebuie să fie pe drum,
De fapt, ele simbolizează locul pe unde ar fi ieșirea din casă. Bun, aici este un meniu simplu, simplu al acestei căsuțe, atunci când este construită. Aici poți selecta câți constructori pot să construiască această casă, 2 sau 1, iar aici mi-arată numărul de constructori, da? Foarte simplu. Hai să punem 6 pentru început. Normal, aici ne spune și resursele care vor fi folosite, iar aici butonul de pauză sau play. Ne-ar trebui un forest lodge, care îl luăm de aici. Trebuie să fie destul de aproape de căsuțele astea, pentru că așa s-a nimerit zona. Am pus aici. Mai adăugăm 2, că avem destui ca oameni care nu lucrează la nimic. Ok. Perfect. Acum ei vor lucra. Și eu încă m-am pierdut în această zonă, pentru că sunt o grămadă de copaci. Punem și câteva căsuțe ca aceștia să nu ducă lipsă de... Adică fix oamenii care lucrează la Forest Lodge să fie aproape de locul de muncă, ceea ce indica și în realitate. What the fuck? Bun, hai să vedem pe unde... Ok, undeva pe aici, da? 10 cu 10. Bun. Am făcut și un stockpile pentru a pune acele... bucăți de lemn ce vor fi recoltate din pădure. Aici ne va trebui și un woodcutter, tăietor de lemne, pentru că până la urmă vom avea nevoie de cineva care să taie și lemnele. Un hunting combine. Ne vor trebui foarte multe lucruri așa de început. Gatherer's hut. Pentru că totul va avea un impact destul de negativ asupra populației și asupra rezervelor de mâncare, de piatră, de unelte diverse lucruri. Bun, hai să mai oprim din ele ca să putem să... ca să poată să lucreze la ele. Bun. Dacă pun 10 și reduc la o căsuță la 1... De fapt, nu, că o termin acum. Hai să mărim un pic viteza, ca să nu devină episodul ăsta extrem de lung, deși suntem la minut 12. Bun, hai că a terminat. Acum sunt suficienți oameni pentru a lucra. Ne-ar trebui și un din acela, un fishing dock. Bun. Uitați cum anulăm, pur și simplu selectăm de unde zona pe care vrem să elimine acele resurse, nu, acele drumuri, pentru a nu le mai facem. Sunt 11 lucruri. Nu mai sunt 11 lucruri. Mărim un pic viteza. Gata. Ăștia câți avem nevoie? 2. Perfect. O să-i punem și acolo. Aici ne arată că mai sunt 11 oameni care au nevoie de o căsuță. Se rezolvă în imediat. Spun eu. Uitați, vedeți? Tipul ăsta a devenit un adult, deci poate să lucreze. A devenit laborer. În momentul ăsta putem să îi adăugăm aici. Și să-i punem la un lucru. Care... La un lucru la care să lucreze. La o căsuță, spre exemplu. Hai să mărim un pic viteza. E distanță mare, ceea ce drumul dintre acestea voi vrea să-l fac din piatră.
Deci asta se putea mișca mai repede. Hunting cabin, forest lodge, stockpile. Bine. Am mai devenit un laborer. Căsuțele au rolul lor destul de important, să zic spun așa, pentru că... Deci, haideți să punem lucrurile vitale pe aici. Și în docu... A, a trecut direct la... A, nu, mai are de adus piatra. Da. Căsuțele au rolul lor destul de important, un rol destul de important, adică rolul lor este de a crea urmași. Cu ajutorul lor creștem numărul populației. Astfel, ajungând la un număr mai mare de copii, implicit în timp ce ei vor crește. Deci în timp ce vor crește, pur și simplu stați să-mi găsesc cuvintele bune. În timp ce vor crește, vor deveni laborări, da, lucrători și îi vom putea folosi în mai multe domenii, nu numai cum îi folosim în momentul ăsta la construcții, la construirea diferitor lucruri. Asta e fishing dock-ul. Acum lucrează să-l construiască. Bun. Ce destul de binișor. Hai să accelerăm un pic treaba. Rezerve of stone is low și logs. De fapt, eu nu v-am explicat și tabelul acesta. Deci, mai întâi spune perioada anotimpului, apoi anul. Aici vom avea adulți, studenți și copii, temperatura și momentul cum e însorit sau nu, logs, buturuși de lemn, lemne de foc, mâncare, piatră, cărbune, medicamente, bine, sunt medicamente naturiste, fier, unelte, haine și butoaie cu alcool, să le spunem așa. Pentru că și ele vor conta la un moment dat. Acum, astea sunt construite. Hai să mai dăm un pic viteză. Și 100 de urle asta iară la noi, că sunt rezerve. Stockpile-ul l-a construit. Hai să construiască odată și Forest Lodge-ul. Da, știu că e low. De asta o să vreau să construiesc aici. Asta mai repede. Fishing dock-ul. Ce am mai pus eu la construit? O căsuță. Hai mai momentan, punem atât. De fapt nu, asta e destul de important. Scădem aici. Deci aici va lucra numai unul. O căsuță de lemn o lucrează destul de ușor, fără să fie nevoit să fie mai mulți. Bine, cu cât sunt mai mulți, cu atât se mișcă mai repede, dar... Na? Pe mine mă interesează ca asta să rămână cu 2. Și asta cu 2, ca să nu mai ceară. Bun. Uitați, deja au început să se nască copii. Trebuie să avem grijă la orice lucru mărunt, pentru că orice lucru mărunt poate aduce la pieirea satului. Bun. Ce am mai pus eu să se mai construiască? Căsuța asta lucrează numai 1. Asta lucrează 3. Ea să lucreze doar atâția. Forester. Și la ce mai lucrează? What? 3? Mai lucrează la... A, la asta. Apoi bine, să-l terminăm. Termină acum. De fapt nu, uitați. Perfect, perfect. Woodcutter, avem nevoie de câte unul. Văd că deja au început să producă logs.
Putem să punem pe ori 5. Și hai construiesc și tu căsuța asta. Bun. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost gazda dumneavoastră de obicei, Soccer Games. Până data viitoare, toate cele bune.